Corrie Bobazzi, locul Baraca Lăcărească din județul Preapova. Funcționează radioclubul școlar, deci radioclub al radioamatorilor, cu indicativul de apel Yankee Oscar 9, Kilo, Victoria, Victoria. Deci, radioclubul nostru școlar, de la școala cu clasele 1 Baraca Lăcărească, județul Preapova, are indicativul de apel Igoico 9 kW Victoria Victoria. Pe panoul din față observați o parte din rezultatele obținute de către radioamatorii din școală în ultima perioadă. Se observă că și pentru sărbătoarea vinului am încercat să popularizăm această acțiune devenită de tradițională în Comuna Valea Călugărească prin organizarea și în acest an a unui concurs maraton, concurs maraton radio, intitulat Drumul Vinului. Acest concurs s-a desfășurat în perioada 1 septembrie, 30 septembrie și s-a bucurat de un mare sprijin din partea radioamatorilor din întreaga țară, din zona Iglenco. Au participat în această lună de trafic radio intens peste 400 de stații Y-Go, deci din România, și s-au realizat legături radio cu stații din afara României cu peste 1000 de indicative. Sala 18 Valea Călugărească, profesor Viorica Mincu. Aș vrea să spun în câteva cuvinte acest eveniment care se desfășoară în școala noastră, consider că este un pas înainte pentru integrarea europeană a localității Valea Călugărească, pentru că mediatizarea sărbătorii vinului s-a făcut pe această cale cu indicativul școlii noastre pe toate continentele. Prietenii mă cunosc sub numele de Y9 Hotel Golf. Pentru maratonul Drumul Vinului care a avut loc, organizat de radioclubul de la școala aceasta, am onoarea și plăcerea deosebită să fac arbitrajul electronic. Și sper ca și în anii următori programul de arbitraj electronic să funcționeze și să se dea clasamentul cât mai curând posibil. Clubului municipal Câmpina, care are un număr de 99 de membri, radioamatori din atât din localitatea Câmpina, cât și din alte localități din țară, chiar și de peste hotare. Am fost invitați, o parte dintre noi, la sărbătoarea vinului, la Valea Călugărească, unde funcționează un radioclub cu tradiție la noi în țară. Acest radioclub, participând la marea majoritate a concursurilor naționale și internaționale organizate de Federația Română de Radio și au obținut rezultate deosebite, fiind de multe ori operator Chiruță Ștefania, fiica învățătorului Chiruță, care e tot radioamator. Aceasta este multicampioană națională la diverse competiții organizate de federație. Activitatea acestui radioclub este cunoscută și peste hotare, dar mai important este faptul că Valea Călugărească este cunoscută prin acest radioclub, datorită traficului radio realizat de el, este cunoscută peste hotare chiar pe toate continentele. Demn de remarcat este că activitatea desfășurată aici este făcută benevol de către învățătorul Chiruț Aurel și rezultatele sunt deosebite. Noi îi felicităm și sărbătoarea în sine este de o deosebită importanță pentru localitate. Thank you.
ceva.